Salutare, dragi urmăritori! Bine ați revenit pe acest canal! Sper că sunteți bine, plantele sunt ok, răsadurile voastre, flori care ce produceți, ce creșteți în gospodărie. Ați văzut că am avut o săptămână de primăvară, chiar peste temperaturi peste media normală din această perioadă. Suntem la sfârșit de, ne apropiem încet de sfârșit de martie și am avut, zic eu, temperaturi care arată spre sfârșit de aprilie, început de mai. 20 de grade e temperatura de luna de început de mai. Urmează, bineînțeles, săptămâna viitoare câteva zile mai reci, mai cu temperaturi posibil negative noaptea și, bineînțeles, trebuie să ne adaptăm. E normal pentru perioada asta, adică era clar și era de știu că nu avem încă confirmată primăvara, încă se pot întâmpla multe. Astăzi vreau să vă fac o mică demonstrație aici cum repicăm plante care sunt semănate mai multe în același cub nutritiv. E cam aceeași poveste ca și la plantele care le semănăm intensiv într-o tăviță, doar că eu nu am așa ceva, n-am făcut, n-am semănat în tăviță, totul e semănat în alveole, în astfel de alveole, cu, bineînțeles, mai multe semințe în aceeași celulă. Și acum vreau să vă arăt cam care e modul de repicat, cum procedăm și să vă dau câteva detalii care sunt beneficiile, să zic așa, și dacă sunt și minusuri, dar prea puține. Știu că sunt destui începători care își pun întrebarea asta, oare cum repic în momentul în care le am mai multe acolo în aceeași rădăcină, rădăcinate împreună, cum le iau, cum le desfac, să nu le fac rău. Și așa că m-am gândit că e binevenit un astfel de video, repet, mai ales pentru cei mai începători. Bineînțeles că nu putea să lipsească trenul din peisaj, tocmai ce se apropie, nu mă mai opresc ca să nu mai strâng materialul. M-am pregătit aici cu niște țelină, pentru că am țelină care e în faza de repicat, și cu o alveolă de 7-7 de celule. Eu repic toată țelina anul ăsta în alveole de 7-7. În primul rând pentru că sunt un pic mai mari ca și asta de 104, cum e asta de aici în care am semănat. Este un pic mai mare cubul nutritiv și plus de aia am multe în stoc și le folosesc. Oricum cam astea mărimile la care se folosesc, care se folosesc pentru țelină. Am făcut în trecut și în 104, și în 77, și în 70, cam pe acolo ne învârtim. Haideți să încerc să dau un pic mai aproape camera și să vă arăt procesul. Operațiunea e destul de simplă. Scoatem cuburile, le ajutăm de aici din spate. Acum țelina asta mea e un pic, după răsărire, un pic s-a alungit și e un pic culcată, dar nu are absolut nimica, pot să vă arăt cum se face. Deci avem aici, eu am semănat câte 4 într-un cub din ăsta, câte 4 fire. Bineînțeles că e posibil de multe ori să nu germineze 4, dar aici o germina 4, puteți semăna 5-6, n-are importanță numărul lor. Sunt
au rădăcina formată destul de bine aici. Ce facem acum? Pur și simplu spargem cubul. Îl luăm și îl desfacem. Îl desfacem în două, pe urmă încă în două, depinde câte fire aveți. Multă lume, sau multă lume, cel puțin unii începători, li frică, pentru că ce se întâmplă cu rădăcinile, că le rupem, păi n-are absolut nimica. Nu se întâmplă absolut nimic dacă se mai rup din rădăcini, putem inclusiv, uite, ea are destul de rădăcini, faptul că noi rupem rădăcinile, în loc să-i facă rău, din contră, poate să-i facă mai mult bine. Cu siguranță e un stres pentru ea pe termen scurt, adică acum ea suferă un stres, dar pe termen lung e benefică operațiunea, pentru că știți vorba aia, ce nu te omoară te face mai puternic. Exact așa funcționează și la plantuțele noastre, adică ele suferă un stres, dar nu mor pentru că noi le rupem un pic rădăcinile, din contră le stimulează să formeze rădăcini mult mai puternice, să ramifice mai mult și să se dezvolte rădăcina mult mai bine. Am separat plantuțe, ne pregătim aici, facem găurile. O să fac câteva ca să vă arăt, nu stăm să fac întreaga alveolă. Să vedem dacă se vede aici, o să las un pic mai jos, să se vadă cât mai bine, exact. Deci astea sunt plantuțele care le-am desfăcut, le punem aici, apăsăm cu degetul fără frică, bineînțeles, cu grijă nici să nu rupem tulpina, dar rădăcinile le putem îndesa acolo, că nu au absolut nimic. Acum repet, astea mele sunt un pic alungite, sunt un pic strâmbe, dar ele pe urmă sunt dreapte, n-au absolut nicio problemă. Dacă aveți de repicat 102 țeline de astea, bun, e recomandat să o aranjați aici frumos, cât mai pe mijloc, să strângeți pământul stânga-dreapta, să o puneți așa cât mai dreaptă, dar în cazul în care aveți câteva mii, cum am și eu, o punem acolo înăuntru, aranjăm un pic și dăm pace. Ea are forța necesară încât să-și formeze rădăcini noi, așa cum am zis, mai puternice, mai viguroase, să și îndreaptă planta și o să vă arăt imediat câteva repicate care le am acolo, să vedeți repicate de ieri și să vedeți cum arată destul de bine în momentul de față. Deci fără nicio teamă le punem aici și ele repornesc la drum. E un stres, așa cum am spus, o repet, e un stres pentru moment, dar cu timpul pentru ea e bine operațiunea asta, îi face mult bine. Cam așa arată în momentul în care e terminată de repicat. Probabil o să vă spuneți, păi nu arată wow, nici nu trebuie să arate wow. Important e efectul. Acum astea sunt un pic ele așa mai culcate în stânga, în dreapta, v-am zis, sunt un pic alungite, dar asta nu e niciun fel de problemă. Dacă, repet, dacă aveți puține de făcut, puteți să le aranjați un pic mai bine și pe fiecare parte să le puneți să stea drepte, dar la mine sunt foarte multe și așa că nu stau să le fac prea multe masaje. Dacă considerați că rămâne prea goală tăvița, puteți să presărați un pic de turbă aici pe ele. N-are nimic dacă merge un pic și peste ele, pentru că cu apa pe urmă se spală.
pune niște turbă din asta, eu un turbă uscată. Scuturăm un pic modul ăsta și gata. Și o ducem la locul ei, o mai ud un pic pe deasupra și gata. Hai să vă arăt și cum arată care au fost repicate deja ieri. Avem aici țeleana care a fost repicată ieri. Aici am pus eu asta de astăzi. Și uitați-vă deja. Ea după ce a fost udată, se îndreaptă frumos și se bucură de spațiu, să zic așa. O să vă mai arăt peste câteva zile ca să vedeți cum evoluează și o să vedeți că nici nu o să se mai observe că a fost repicată sau semănată direct aici. Asta e următoarea țelină care va fi repicată. E semănată un pic mai târziu ca cealaltă. Și aici, după cum se vede, e mult mai dreaptă, e mai scurtă, pentru că asta am scos-o de la căldură la timp. Aia l-altă a stat 2-3 zile în plus, după ce o răsărit, a stat acolo în răsadniță la căldură și s-a alungit, pentru că era prea cald pentru ea. Asta l-am scos mult mai repede și am pus-o aici mai la rece. Cam așa se procedează cu repicatul plantelor care sunt mai multe în același cub. Pământul ăsta care l-ați obținut de la cum ați repicat plantele care au fost în, deci pământul vechi unde au fost semănate, se poate fain frumos împrăștia în solar, în grădină, unde aveți voi loc. Nu recomand să-l refolosiți la semănat sau la repicat, pentru că nu mai are așa multe, nu știu cum le zice, nu mai are nutrienți, așa, că nu găseam, nu mai are așa mulți nutrienți și nu-l recomand să-l refolosiți. Dar pentru a îmbunătăți, nu știu, un pic solul nostru din solar sau din grădină, e mai mult decât bun. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Sper să fie informații de folos pentru, măcar pentru unii dintre voi, și sper că m-am făcut înțeles. Nu sunt eu cel mai bun la dat explicații, la explicat, dar sper să se înțeleagă ce am vrut să transmit. Nu uitați de like, nu uitați să vă înscrieți la canal și până data viitoare, să auzim numai de bine, să aveți multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți.